Sâmbătă la prânz, esplanada orașului a fost locul de întâlnire pentru sute de persoane. Cu mic, cu mare, au ținut să participe la momentul organizat de primăria Slatina, în care 650 de baloane, care exprimă numărul anilor împliniți de orașul nostru pe 20 ianuarie, au purtat către cer gândurile și sentimentele slătinenilor. Cea mai frumoasă sărbătoare pentru slătineni. Deci 650 de ani contează foarte mult. Da. Ocazie ce le urați slătinei și slătinenilor? Multă sănătate la toată Slatina și tot ceea ce își doresc. La mulți ani Slatina, la mulți ani slătineni. De ce ai ales să vii pe esplanadă? Păi am vrut să susțin Slatina, să sărbătoresc cei 650 de ani de la testarea istorică și mi se pare un eveniment foarte, foarte frumos. De la mulți ani și un an cât mai bun și mai bogat. Să vedem și noi cum se sărbătorește atestarea orașului pentru asta. Ce reprezintă Slatina pentru dumneavoastră? Pentru mine reprezintă totul, da. Sunt în Slatina din anul 73 și aici rămân întotdeauna. Edilii orașului au trăit la unison cu cei prezenți emoțiile acestui moment. Este o zi emoționantă, foarte, foarte emoționantă. În același timp, pe lângă faptul că sunt foarte emoționat, sunt și mândru că astăzi mă aflu în postura de edil al orașului nostru. Este o mândrie, sper ca să ducem în continuare renumele orașului Slatina și să ducem Slatina așa cum a pornit spre un oraș al Uniunii Europene, un oraș frumos, liniștit, un oraș în care să ne fie drag să locuim, să simțim, să iubim în acest oraș. Sper să ducem înainte acest drum pe care Slatina a plecat. Lansăm 650 de baloane. Odată cu ocazia atestării, sunt 650 de ani de atestare documentară. Sunt peste 650 de persoane aici care lansează aceste baloane. Le urăm tuturor slătinilor. Un sincer la mulți ani, multă sănătate, fericire și să trăim într-un oraș și sigur, într-un oraș liniștit, mulți ani de aici încolo. În această zi în care Slatina a îmbrăcat haine de sărbătoare alături de slătineni, au fost primarul și ansamblul Cununa din Șopârlița. Am venit cu ansamblul Cununa de la Șopârlița, călușarii, fetele, dansatoarele, să sărbătorim împreună cu locuitorii orașului Slatina. Cu această ocazie, urez și eu tuturor locuitorilor Slatina, la mulți ani, să fie sănătoși, fericiți și numai de bine. Slatina pentru mine reprezintă cel mai frumos oraș din județ Olt și printre cele mai frumoase orașe din țară și simt că am o atașare sufletească față de acest oraș. Am venit azi la Slatina pentru a sărbători cei 650 de ani de la înființarea ei. Le urez slătinerilor multă sănătate. Ce te leagă de acest oraș? Foarte multe spectacole, premii câștigate. Manifestările dedicate zilelor Slatinei vor continua și mâine când va avea loc Gala Seniorilor, eveniment în care cuplurile slătinene, care anul trecut au împlinit 50 de ani de căsătorie, vor primi diplome și premii în bani din partea primăriei Slatina.